Complicate mai sunt căile iubirii. Cristina Cioran a recunoscut că Alex Dobrescu o ajută foarte mult în această perioadă. Sarcina vedetei nu ar fi una foarte ușoară. Fosta prezentatoare TV vrea ca tatăl copiilor ei să se implice în viața lor. Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să-l cunoască și să aibă grijă. El și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc, se aliniază toate planetele, scapă el de ordinul de restricție. Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-am pus cumva pe pauză. Când s-a întâmplat să rămân însărcinată, nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză. Aveam și oameni în jurul meu care îmi conformau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină. Chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers, a adăugat vedeta. Vedetei nici prin cap nu i-a trecut să renunțe la sarcină. Ba chiar mai mult, Cristina Cioran consideră că universul i-a ascultat dorința de a deveni mamă din nou. Vedeta este însărcinată cu bărbatul împotriva căruia ajunsese să ceară ordin de restricție.